Liceele pedagogice nu vor mai avea specializarea de educator-învățător, ci doar pe cea de educator-puericultor, potrivit proiectului legii învățământului preuniversitar. Acest lucru înseamnă că liceenii formați în liceele pedagogice vor putea preda doar copiilor din creșe și grădinițe. Reprezentanții din învățământul hunedorean aduc argumente în favoarea păstrării acestei specializări în școlile de specialitate. Parte dintre dascălii din județul Hunedoara sunt îngrijorați de propunerea pe care ministrul educației a făcut-o cu privire la eliminarea specializării de educator-învățător din liceele pedagogice, odată cu noile modificări ale legii educației. Asemeni multor colegi, suntem și noi îngrijorați asupra acestei teme și asupra acestei hotărâri. Sperăm din tot sufletul ca ea să poată fi influențată de argumentele pe care noi le vom aduce în perioada următoare, în sprijinul păstrării calificării de învățători în cadrul liceelor pedagogice. Venim cu multe argumente în urma experienței pe care o avem, în urma experienței din cazul liceelor pedagogice, a faptului că lucrând de generații întregi cu acești elevi, pregătindu-i, cunoaștem nivelul la care ei pot să fie pregătiți și nivelul profesional la care aceștia se califică. Această posibilă modificare legislativă ar atrage și o serie de dezavantaje. În urma unei astfel de decizii, elevii care vor urma doar facultatea, vor pierde o sumă mare de ore din practica pedagogică care se realizează în cadrul liceelor pedagogice. Liceele pedagogice pornesc de la bun început cu pregătire de specialitate. Încă din clasele a 9-a, acești elevi realizează atât pregătire teoretică prin cadrul unor discipline de specialitate de psihologie și de pedagogie, cât și practică pedagogică de specialitate. Chiar dacă nu vor preda și nu predau din clasa a 9-a, în clasa a 9-a și a 10-a realizează o practică numită observativă, în care intră în contact cu copiii, cu clasele, observă procesul didactic, cunosc documentele școlare, au legătură cu ceea ce ține de management școlar și atunci pregătirea lor este completă până la finalul liceului. Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara au precizat că cele mai mari note la examenul de titularizare din ultimii ani au fost cele ale unor absolvenți ai liceului pedagogic cu profil educator-învățător. Nu contestăm pregătirea celor care realizează sau se pregătesc pentru această meserie doar prin ceea ce se numește Facultate de Pedagogie a Învățământului Primar și Preșcolar, specializare universitară. Dar noi suntem convinși că pregătirea elevilor noștri din liceu este completă. Rezultatele lor la titularizare, în condițiile în care concurează cu acești absolvenți ai studiilor universitare de pedagogie a învățământului primar și preșcolar, rezultatele lor sunt foarte bune. Pot să vă dau exemplu acestui an de la concursul de titularizare, în care la învățători, cea mai mare notă din județ a luat-o absolventa noastră, Raț Roxana. Între cele mai mari medii au fost absolvenții noștri și mulți dintre ei s-au titularizat atât la noi în județ, cât și în alte județe. Avem absolventă de liceu pedagogic din Neva, titularizată în județul Timiș în acest an. De menționat este faptul că, potrivit proiectului de lege, elevii care la data adoptării acestuia erau înscriși în licee pedagogice și aveau specializarea de învățători, vor putea fi încadrați pe postul de învățător-învățătoare în învățământul primar.